Deci eu am două operații la spate. Prima operație m-am făcut cu 6 sau 7 ani în urmă și am fuzionat discurile L4, L5. Operația am avut-o pentru că am o boală care se numește boala degenerativă a discului. Nu știu dacă zic corect în limba română. Limba engleză e disc degeneration disease, așa se numește. Și discurile cele le-am fuzionat. Acum următorul disc, L5S1, a fost herniat tare, așa încât în ultimele două luni am avut piciorul stâng amorțit până la... Comprimat nervul. Da, deci era foarte tare comprimat nervul. Acum, la data de 16 octombrie, am avut operație, state medicale mele, și mi-a făcut același medic care mi-a făcut prima operație. Și azi, la noi, este data de 6, da? Exact 20 de zile, 3 săptămâni am primit. Azi, 21. Deci, ce poate este diferit cu privire la terapia lor, este că medicul din prima zi, și la prima operație, și la două operații, mi-a spus că e foarte important după operație să mă mișc, mișcarea este esențială. Când am avut prima operație, mi-au zis din 100 de oameni, doar unul singur se scoală în aceeași zi. Eu m-am sculat în aceeași zi, am făcut doar 2 pași în prima zi, am pus mâna pe perete și am venit înapoi și recuperarea care trebuia să fie timp de 6 luni, spre mult, mult mai... Medicul zicea că mai peste 6 săptămâni avea să fie o stare să zbor acasă, am zborat la 2 săptămâni jumate acasă atunci. Deja eram gata să zbor, așa de bine mergea recuperarea, datorită faptului că m-am sculat... Nu știu, datorită faptului că starea fizică dumneavoastră era bună. Poate, bineînțeles, Dumnezeu este Cel care ne dă sănătate și ne dă putere la toți. Acum, după operația asta, am avut operația la data de 16, la ora 7 dimineața a fost operația. La ora 11 eu am deschis ochii după anestezie. Mi s-a dat o cafea și am fost trimis acasă. Și în aceeași zi am mers până la mașină, apoi am ajuns acasă. Deci medicul, prima instrucțiune care mi-a dat-o medicul, că eu trebuie să merg atât cât tolerez, cât rezist să merg, atâta să merg. Și deja din prima zi am început să merg. Cred că în prima zi am mers vreo 2 km, poate mai mult. Începând zilele următoare, tot așa, am mers continuu, în fiecare zi am mers mult. Timp de o săptămână nu mai am mers, restul nimic, dar am mers maxim cât am putut să merg. Acum, următorul este... mi s-a dat un sistem de exerciții care trebuie să fac. Și apoi, treptat, o să le complic exercițiile astea, însă un lucru este clar. Dacă ai probleme cu spatele, trebuie numai decât să faci continuu exerciții care întăresc toracicul. Continuu trebuie exerciții care întăresc toracicul. Deci zilnic multe exerciții pentru corsetul ăsta muscular să fie bine tare. Dar, după operații, sunt importante câteva exerciții. Deci, iată exercițiile care le arăt acum, trebuie făcute de 6 ore în zi, nu-i complicat nimic. Deci poate un exercițiu să fie făcut de 2 ore, altul de 2 ore, altul de 2 ore și iese 6 în total. Deci, dar de 6 ore în zi, cumva să găsești timp când le faci. De exemplu, când te trezești dimineața în pat, iată așa, poți deja să repezi după mine. Când te trezești dimineața din pat, primul lucru, n-ai de sculat din pat, apuci piciorul așa și întinzi și numeri până la 10. Cât poți? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lăsă. Relaxează puțin. Așa. Uite, puțin. Ia. Nu-l punem jos, da? Asta nu cui poți, nu? Relaxează. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doamna, dar le apucați mai din genunchi. Așa. Dar nu poate. Nu trage tare. Numai atât te poți. Numai atât te poți. Dacă mai departe trebuie să te mergi. Eu cu asta bolnav. Acum așa. Și un școală. Important și un școală. Dar de la 7 mai leger. Nu până la 10. Așa spun la 5-6. Cât rezistat. Deci par cum creșteți efort. Dacă nu rezist până la 10. Exact. Mai puțin. Da. Așa.
doare spate, da? Așa de... Și iar tine... E de dorit să reușești până la 10. Și apoi la până. Ador foarte bine. Așa. Următor. Ești la birou, stai pe scaun. Și am văzut că pe scaunul te doare tare. Și ești la birou să stai undeva pe scaun. La scaun te duci, te-ai așezat la marginea scaunului. La margine. La margine, așa. Cu piciorul ții, așa, iar începi cu piciorul sănătos. Nu începi cu piciorul bolnav. Piciorul sănătos îl întinzi. Tragi deștile, așa. Întinzi, întinzi piciorul. Și acum corpul drept, vezi? Corpul drept. Puțin, puțin încep să mă înclin înainte, dar cu corpul drept. Nu fac așa. Dacă fac așa, nu mai este efect la exercițiu. Corpul drept. Corpul drept și sunt cum se întinde aici la spate și se întinde mușchi aici. Iată așa. Și ligamentul tot. Iată așa, da. Și iată exercițiul ăsta faci. Stai, ții. Cel mai bine este în viață să numeri cu respirație. Dacă poți număra. La început, două respirații, trei respirații. Și respiri. Așa. Și când dați drumul la aer, plecați-vă mai tare. Nu, ții încet ușor, încet ușor, ții într-un ritm, nu faci. Nu, dar să vezi de ușor ajungi pe urmă jos. Da, da, da. Relaxezi, însă corpul drept. Corpul drept. Și iar următorul, cu, de acum cu piciorul celălalt. Tot așa, trasă degetul încoace. Trasă degetul încoace și corpul drept. Corpul drept. Opa, și deodată, când îndrepti corpul, deodată se simte spate, așa? Așa. Deci asta trebuie continuu, zilnic de făcut. Următorul, treilea exercițiu tot de asta, trebuie să arăt la ușă. Iată așa la ușă, deschizi ușa, ori la baie, ori undeva, nu contează. Deschizi la ușă, ușa. Da. Și încep iar cu piciorul sănătos. Fiecare la piciorul sănătos, pe piciorul cel bun. Deci la ușă, te așezi până... De mai până. Până pe privață. Se vede bine? Și întind piciorul aici. Iată așa. Iată așa. Se relaxează și deodată îți ține piciorul sus. Și dai drum, relaxează și piciorul ăsta. Așa este. Iată așa. O să dau să le piciorul sănătos. Care e sus? Sănătos. Sănătos e sus? Sănătos e sus. Cu el încep. Pentru că trebuie să schimbăm el. Dar sensul care e? Să îndrept și unul și altul la genunchi. Să întind de aici. Așa? Întind de aici. Dar să întind în poziția asta, culcat. Așa? Poziția asta, culcat. Și după operație nu poți întinde așa. Eu sunt întins bine, dar după operație nu poți întinde așa bine. Așa? Însă, acum... Adică aici e așa, da, și acolo e așa, ori acela nu se lucrează cu dânsul. Nu, acela îl relaxez. Așa, acela n-are treabă. Aici asta trebuie să fie drept așa, drept așa și drept așa, da? Și aici așa. Aici aproape că nu sunt niciun efort, e normal, e bine. Da. Partea asta nu chiar așa. Partea asta îmi ia timp până mă... Iată partea asta, așa l-am pus, vezi, și nici nu pot îndrepta deodată. Îl îndrept, încet, căci așa cum doare. Dar doare unde? Aici, și la spate. Și în spate. Dar mai tare în spate, cred. Nu, dar nu dau tare. Nu dau tare, așa, cetișor... Dar așa l-ați mi-a dat drumul la piciorul ăla? Că nu-l pot, e încordat. Ia, iată așa, încet, încet, îi dau drum, relaxez. Relaxez, îndrept piciorul și mă relaxez. Așa. Așa l-a relaxat și aici stă... Și aici stă la întind. Și tot relaxez de aici.
Păi da, e da, tragic. Aici o leac tragic, da. Iată așa, până la drept. Iată așa, și încă nu-și amărțește leac, cum a fost înainte. Dar acum, e bine, eu să se întinde. Se întinde fără a pune presiune pe spate. Cât puteți să sta, da? Da, tot, nu fac abuz, nu lăs așa să amărțească prea tare. Să mai slăbiesc așa. Câte ori în zi? Iar am zis, exerciții minimum de 6 ore în zi trebuie să fac cel. Deci ori, eu cum fac? Eu fac exerciții, stai de 2 ori, acela cu scaunul de 2 ori și acela... Cu unde e? Șorul. Îl leg de anumite activități. Deci, de exemplu, acela când mă scol din pat. Așa mai. Da, și când mă culc în pat, de-am deja gata, am două. Așa. Asta când stau pe scaun în timpul zilei, stau, lucrez pe scaun și eu lucrez. Când stau pe scaun, fac același scaun. Da. Și la ușă când merg la baie. Merg la baie, am deschis, l-am făcut, relaxat și urmă. Toate astea sunt numai pentru ca să... Dar, doamna, să ați ajuns la asta treptat. În direct, nu dintr-o dată, cred că. Nu din prima dată. Treptat. Deci asta după o săptămână. Pentru... Am început să fac exerciții ăsta. Bun, asta e numai începutul. Acum, astea sunt numai pentru a întinde. Numai, toate sunt numai pentru mușchi, ați observați. Numai pentru mușchi. Și așa spate. Da. Așa. Și degetele, degetele, iată așa. Așa deci. E bine. Da? Doare? Foarte. Unde? La spate, da? Și spate foarte. Pentru că sunt crezi. Ea nu încearcă puțin la celălalt. Dar nu te da, asta e Natalia, nu te da așa aproape, atunci dă-te mai încă o leacă. Să nu fii unghiul mare, mai. Mai încă. Încolo sau? Nu, mai încoace. Mai sus sau? Așa, unghiul mai mare. Și așa, întinde încet. Și ține încet. Relaxați. Până la durere, durerea trebuie să fie plăcută. Da. Suportabilă. Adică durerea trebuie să fie până la așa, mai gând mai dezdoiesc de aici. Deci vezi diferența. Acum tot să și evident că ea are o supleță destul de bună, dar pentru că nu s-a mușcat. Problema e că noi se pierde mult timp. Mușchi și șură. Da, da. Și șură și șură și vreau să mă arăt. Dar nu trebuie deodată. Nu. Merge, da? Da, da. Da, să-i și pe... Iată așa. Deci, astea... Bun, astea sunt trei care nu sunt legate de... Păi, aici este... Cum încep setul să facă. Da. Astea sunt numai pentru a întinde... Pentru a întinde mușchiești. Mușchiești ca și la spate, care evitează foarte important. Deci este foarte important ca să revină în spate. Acum următorul. Următorul de acum e pentru întărirea. Pentru corset. Pentru corset, da. Deci primul. Așa, poți să încerci natarea, dar ai grijă. Dacă te doare, ai grijă. Da? Încerci și primul. E simplu. Hai. Trebuie de 10 ori merg înainte. Așa e. Uite, așa până ajung aici. Înapoi. 1. Asta se face 1. Nu știu. 2. Tu ar trebui să mai răbdă, doamna Natalia. Nu, lasă și ce o să ieși. Ce? Așa. Dar când apare durere, nu te du mai departe. Înapoi mi-e bine șeță. Așa. Mi-e bine șeță înapoi, așa. Nu până la urmă. Iată așa. 3. Deci până la 10. 10 înainte și 10 înapoi, da? Da. Așa. Un întreg, un număr bun. 4. 5. Acum e un moment foarte important. Nu cumva să dai spatele în jos. Fundul trebuie să fie în sus, vei? Aha. Fundul în sus. Nu cumva să dai spatele în jos, așa. Ții în putere. Da. Aha. Iată așa ea. Primești? Hai mai departe. Doare? Nu, pentru că poți. Ei, e o dată, nu? Atât, nu, fă până la 10, tu, dacă numai atâta poți, numai atâta poți. Să ajungi numai până aici. Și treptat mărește. Atâta poți, da, dacă mai mult nu poți. De-napoi. Ok, da, înapoi, da, fă 10. Doare? Păi, trebuie să doar o leagă, trebuie să arătare. Răbdare, ce e șoareță. După atât de așa. Așa, nu? Iată așa. 10. Așa, nu? 10 am făcut. Următorul. Te așez așa. Așa.
Și încerc să mergi picioarele înainte. Cet, cet, îmi rip spate, mâinile aici. Și mă duc până la cap. Înapoi. Tot de 10 ori. 1. 2. Doar te stăm așa cum va merge. Nu, nu, nu. Nu, nu, așa trebuie să lucreze mușchii, nu mâinile. 3. Toate. 4. Nu te teme. Nu te teme. Lasă-te pe spate ăla. Nu te teme. Ia, astea știu. Tu nu te teme. Lasă-te pe spate. Ține. Așa, gata. Ține. Pune mâinile așa. Pune mâinile. Așa. Și miște. Nu, nu, nu. Relaxează capul. Dă cu capul. Simți cu capul. Iată așa. E bine. Gata, e bine? Înapoi. Cap sus, nu? Cap sus. Și iar încolo. Acum da să nu voie. Ha, singur, da? Da. Ați pot de cap? Da. Da, lasă că bine. Foarte bine, așa. Cât poți tu? Bun, colecuți, iar înainte. Mușchi tremură. Păi ești pică mușchi tremură, cum să te dai seama, o trept o lună și ceva și nu se întrebați numai mușchi. Am mai făcut un corset, i s-au lăsat în corset, în nădejde corsetul. Și asta de zi trebuie, știi? Da. Nu o să-l văd când am... O, da, tot setul ăsta care l-a dat, acum trebuie făcut de 3 ori, în pauză. După ce termin, îți gheoapă tot, îți transpirat și mușchii, dor, că e lucru. Nu se mai trebuie ștangă. Nu! Da, ștangă nu se mai trebuie. Eu la aparatul ăsta mă uitam la ceva... Păi verde, da? Ușor, până când mi-au arătat, e extraordinar ce trenajorul. Așa? Deci ai înțeles de tare. Primul ai ținut minte, primul înainte, a doilea cu sfars. Acum, următor. Următorul, eu tot când am văzut, m-am gândit că oamenii ăștia ceva au greșit, nu poate, pentru unul care a avut operația spate, să fie următorul exercițiu. Dar el tocmai e foarte bun, el întărește tămân exact locul unde s-a făcut operația. Da? Deci, atunci, costă următorul exercițiu. Așa? Așa e. Vezi, genunchile sunt tocmai deasupra mingei. Acum, iată așa, 1. 2. Și aș de bursă să fie bine. Cum? 3. Asta e foarte bun exercițiu. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Deci și mâine puterea să te-ai slăbuți. 10. Nu știu cum las un pământ. Nu. Nu. Nu, că n-am spus. Ce-ți șor? Nu trebuie așa mult. Pune în genunchi. Genunchi pune, așa, în genunchi. Ușor e alt. Așa. Acum, dă-te-o leacă mai în urmă. Mai în urmă, spui genunchi. Iacă așa. Mai în urmă. Stai, țin. Vezi, de asta e bine cu mingea asta. Trebuie să lucrezi cu mingea de păr, ca să ții balanța. Da. A, e bine așa, e bine cum faci tu. E bine așa cum dai pe genunchile în jos. Foarte bine, așa. Dă în urmă și înainte, foarte bine. Foarte bine. La început e bun așa? Tragi genunchile înainte și înapoi. Foarte bine cum faci tu. Așa, foarte bine. Pentru început e foarte bun. Când de acum, gata, ești, simți comod cu ăsta, treci la următorul, e la cum? Da. Tot apă, da? Doar? Ai să vezi după asta cum îți treci? Asta nu e antrenat. Da. Următorul. Următorul tot așa se începe. Da. Eu să arăt ție cât se te acasă. Tot așa se începe. Tot dacă eu mingi, e să fie și mie. Uite așa, vezi? Da. Tot așa se începe. Dar fac un fel următor. În urmă. O, și aici mă duc. Așa. 2. Așa. 3. Da. 4. 5. 6. 7. Nu se da pe. 8. Ești ușor ăla. 9. Așa. Și am intensă. 10.
Aici și vestibularul le-ar trebui antrenat. Eu nu mi-am antrenat vestibularul. Este tot. Dacă eu am înțeles că este tot e bun. Deci el ce face pentru că trebuie să ții mingea cu picioarele și lucrezi și cu toți mușchii. Aici și presul și spatele și picioarele. Tot ții, tot absolut. Și mâinile și... Și practic... Așa, fie încât e 4, nu? Da. Da. Da, 4. Unul a fost așa. Ați numit. Primul merge înainte. Da. A doilea cu spatele înainte, înapoi. Da. A treilea te ridici pe vârful degetelor, împiți. Este așa te întins. Patrulea te întins, da. Înapoi. El îți primește unul mai greu, unul ușor. Unul greu, unul ușor. Da. Că este care cu condicat pe vârful degetelor de țapă-țapă. Acum. Trebuie o leacă de efort. Următorul e o combinație între a treilea și a patrulea. A treilea și a patrulea combinat împreună. Iată așa, așa încep. Așa. Și încep. Unu. Aha. 2. Înțeles. 3. 3, 4, 5, 5. Dar de ce s-a făcut operația? 5. De ce? Ei, și mai este un pas. 6. Ei, și mai mult. Un pas de antrenor, la lupte. 7. Ei și-a spus că aici e organismul antrenat. Da. Pentru efort fizic. La noi nu chiar ai trebuit. Și plus mai avem și o leacă de surplus de... Zvies. Iată așa. Da. Asta nu... Acestea au fost 5. 5. Atunci ce am văzut la preferență? Eu când am văzut ce exerciții faci el după operație, și eu fără operație nu-mi fac. Eu, singur când m-am uitat la exerciții, am stat eu singur și m-am gândit, stai, mai ales de asta, care vor fi de aici lor. Aha. E când... Azi, da. Cu spatele. Și dar de fapt este cel mai benefic, este cel mai tare mutare și spate. Pur și simplu sunt cu gata, spatele s-a așezat, s-a pus bine. După asta mă simt foarte bine. Da. Ei este și... tot e da. Și, și în primul rând tot aparatul ligamentar al coloanei vertebrale se întinde. Cu ajutor de compresie. Da, și acum următor așa. Fă, că asta e ușor, nu pot. Ba, dă stilare atât și apoi să faci. Uite. Așa. Transmit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Și următorul antrenament înseamnă 3 seturi de astea. Deci 6 exerciții, câte 10, de 3 ori. Întâlnat un set, a doilea set, a treilea set. A este 6 exerciții. Deci după ce faci 3 seturi, foarte bun, super. Așa, jos, 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 așa, așa. Acum înapoi. Am mai luat să-și dați-o mult. Deci nu numai spate lucrează, și presul lucrează. E doamna Natalia, trebuie, și șor, și șor. Măcar două luni. Dacă îți faci exercițiile astea, măcar două luni de zile, să vedeți și figură voi aveți. Uitați pe operație de tot. Uitați durerile tale de... Și din cămintea ei uitat. Adică, domnul Vasile, aici sunt 6 exerciții. Sunt primele. Acum, azi, ultima zile fac. De acum încep să schimbă. De ce? Păi că am alte, mai complicate. Dar și le-ai durile la societate? Le am, toate. Am și mă dași un site, apropo, poți vă dau, mă dași un site de toți. Da? Vă rog. Da, da. Am și un program de... Deci următorul, greu, nici eu nu știu dacă îl pot face. Nu fie. Ia uitați-mi ce costă următorul. Nici eu nu știu dacă îl pot face. Am trebuie să-l dau, săptămâna asta o să mă învăț să-l fac. Deci așa ia. Așa? Așa ia, mai departe, leacă. Opa! La spate. Doare. Ia, pământezi mâinile, înapoi, că și spate tare. Nu ține atât de mâini cât de spate. Da. Te poate în spate. Da, da. Și unul îl scot, un exercițiu îl scot mai ușor. Zăm ce la jumea, să mai ajută și înapoi, gata, scot. Da. Și l-a implicat pe ăsta. Și oricum rămân 6, de 3 seturi cât 6. 3 seturi cât 6. Și asta o dată în zi? O dată în zi.
Da, este ca de 3. A este de 3 ori pe zi, cât e 1? De 6 ori pe zi, cât e 1. 6 fiind total. 6 ori pe zi, cât e 1. Așa, spălat, culcat, acele ziua, acele așa. Nu, eu îi fac și eu program, nu mi-a să fac, adică eu cățu. Da. 62 kg. Acela, primii trei care le-am arătat, ei sunt în mod deosebit pentru omul care a avut operație. Trebuie să întindă, trebuie să se nu mă faci și zbiri, mișcările este izometrice, tare bine ard grăsimea. Da, și așa. Nu mă ard grăsimea, dar în primul rând mă interesează. Burtica se duce... Ceas, eu mă uit, se duce ceas. Se duce burtica, pur și simplu, simți cum toate cele... Ia, încercați odată numai ăsta care... Care? Înainte. Ia, încercați odată ăsta. Aici este. El este așa. Numai odată. Încercați. Să mă... Op! Ghetul. Aici este eu l-ai faci. Și n-am pus. Eu știu că-l faci. Încercați să mă-ți vedeți cum. Ia, nu, aici este eu l-ai faci. Se întâmplă la bol. Nu, nu, nu. Așa? Așa, nu. Am mai amânit de tot, întind să urmă. A, așa? Așa, ia. Și înapoi. Ia că așa, de 10 ori. Ba, văzut? Trebuie de ținut tot? Trebuie treabă. Trebuie ținut echilibru. Mici treaba acasă, te luat? Nu mai decât. Da, la noi stăteam dormitor. Soția mă făcea de când gândesc. Dar eu mă uitam așa cu... Eu nu știu. Eu încerc mă uitam tare să cer să mă dânsului. Eu așa, cum voi. Uitați, scrie firma. Baia de scaucea. Sculptarea corpului. Da, sculpt, da. Să nu-i faie verde. Nu, nu, nu. Dar, Natalia, dacă nu faci exerciții, nu ai alte soluții. Domnul Natalia, poți să înșeapă în 3 și în 3, pur și simplu cu vedea când poți să știți. Domnilor, doctor, mulțumesc frumos cu acest lucru. Și asta să-mi iasă rătăți, poate, da? Care? Asta. Din eu, mi-e o idee. Ai să ieși în orice lucru. Asta nu ți-am arătat. Acum să fie. Ce spune? Ce spune? Ah, da. Doare. Ce alții? Nu știu de ce ați căzut, uite. Asta nu pune atât, trebuie iată aici. Nu trebuie continuu antrenat, continuu antrenat porțiunea asta. Este nu treacă zi fără un antrenament la putere la porțiunea asta. Nu, nu poți, dar pentru neantrenat nu poți să le văd că ar și bine să fac un gimnastic simplu. Alt exercițiu, alt exercițiu. Așa. Și respir de 10 ori liniștit. Deci zici, m-a respirat de 10 ori. După asta... 10 ori, respir. Asta, 10 ori respir. Asta, 10 ori respir. Am mâna dreaptă. Așa, da. Asta, 10 ori respir. Și iată așa, tăie, ține. Părțunea asta. Mușchi abdomenal. Da. Și spate. Și foarte aici. Da. Năgleam de pe el. Placă, sunt așa, da. Poți? N-a răbdat mult opus. Eu să așa știu concentrat că ești nu-i aud. Deci, asta e Natalia. Trebuie în zi, cu o oră, pus aparte. Și spatele o să fie cu totul altceva. Și nu numai spatele. Asta îți face bine în toate prevenții. Eu, după ce fac exercițiile, eu mă simt foarte bine. Eu sunt sportiv, fac sport de oră. Dar la exercițiile astea sunt bine, pur și simplu, cum spatele meu. Dar în afară de este mai faci ceva? Bun, da, bineînțeles, să fac amată, dar nevoie de trecându-o, dar acum nu fac. Acum nu, cum fac, nu mai este. Nu mai este. Și ce este?